mișcat acum bastoanele, dar să loviți în copii. Noi nu vrem altceva decât să reparăm o greșeală istorică. Jos fătarul de la Prut! Jos fătarul de la Prut! Oamenii care participă la Marșul Centenarului au fost blocați la granița cu Republica Moldova. Cât poate moldovenească nu a acceptat ca acest punct să fie deschis centenarul din partea lor, singura dumneavoastră variantă este să treceți cu trenul. Poliția de frontieră română, ca de fiecare dată, a permis activitatea. Poliția de frontieră din Republica Moldova, pentru prima oară, a zis că nu dispune de dispozitive mobile și nu poate să asigure trecerea frontierei. Nu vor să ne permită să intrăm în Republica Moldova, să ne ducem la capăt marșul nostru în care am străbătut 1200 de kilometri. Acum 100 de ani, în 1918, eram o singură țară de la Nistru până la Tisa. Cum e posibil? Adică nu te lasă să ajungi acasă la tine. Eu nu înțeleg treaba asta. Așa că marșul s-a îndreptat către Vama Albița și aici vameșii din Republica Moldova i-au oprit pe unioniști. Autoritățile moldovene și-au motivat decizia prin faptul că sunt probleme la sistemul informatic. În legătură cu apariția unor probleme tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră, în mai multe puncte de trecere pentru anumite intervale de timp, se pierde legătura cu baza de date centrală, astfel că înregistrarea călătorilor și mijloacelor de transport se desfășoară cu dificultate, iar acest fapt va condiționa creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei de stat. Potrivit autorităților din Republica Moldova. Astăzi, flacăra centenarului trebuie să ajungă la Chișinău. Oamenii speră să convingă autoritățile moldovene să-i lase să continue marșul centenarului. Noi aici nu plecăm până nu o să iese frații noștri să treacă cu noi.